Administrația locală intenționează să aplice amenzi usturătoare pășcănenilor care aruncă gunoaie pe jos și fac mizerie în spațiul public. Primarul municipiului a anunțat într-o conferință de presă că a dat dispoziție poliției locale să treacă la sancționarea celor care nu respectă curățenia în oraș. El s-a plâns că domeniul public este plin de gunoaie, deși operatorul de salubritate și muncitorii de la primărie asigură serviciul de măturat. La fel fac un apel către toată lumea să păstreze curățenia în municipiul Pașcani. Am dat dispoziție către poliția locală să amendeze pe toată lumea care moderește orașul. Îmi asum public o astfel de declarație, vreau curățenie în oraș. Și vreau lumea să respecte aceste cerințe, vreau lumea să înțeleagă că avem costuri foarte mari cu salubritatea, cu curățenia orașului. Nu este normal de fiecare dată, la 2-3 zile, să mergem pe acelea străzi să strângem gunoaie de acolo. Deocamdată operatorul nostru, Ecoservu, prestează un serviciu de curățenie, în special pe zona centrală. Dacă pe zona centrală am avea o frecvență mai mică la curățenie, atunci operatorul ar putea să ajungă și pe zonele limitrofe ale municipiului nostru, pentru că avem probleme și pe suburbii. Avem probleme și pe anumite străzi care nu sunt centrale. Și mi-aș dori ca și acolo să fie curățenie. Dar dacă operatorul este tot timpul ocupat doar cu zona centrală, atunci nu putem ajunge pe celelalte zone din oraș. Așa că un apel la spiritul civic al fiecărui pășcănean să respectăm curățenia din oraș și să încercăm să înțelegem că este casa noastră. Pașcani este casa noastră și așa cum în casă ne place să avem curățenie, așa trebuie să avem și în municipiul nostru. Primarul Pintilie a spus că astfel de măsuri sunt necesare împotriva celor care nu respectă curățenia și sunt prevederi legale în acest sens. De asemenea, el a precizat că din această cauză este nevoie să se intervină mai des pe străzi, iar asta implică costuri mai mari. Nu considerați că sunt adesea aceste amenințări cu amenziile la adresa cetățenilor? Nu. Vă întreb asta pentru că până la urmă, dumneavoastră ați fost ales ca primar să rezolvați problemele cetățenilor și să gestionați taxele și impozitele colectate de la cetățeni. Acum, iată, în câteva luni, amenințați cu amenzi pentru salubritate, pentru câini comunitar, corect, și pentru colectare selectivă. Corect. Asta este legea. Eu nu mi-am propus să fiu aici cel mai popular om din orașul Pașcani. Pășcănenii m-au ales venit să rezolv o treabă. Eu am două metode, așa știu eu, în viață trebuie făcut. Trebuie mai întâi să vorbești, să le explici de 10 ori ce au de făcut, iar pentru aia care nu înțeleg sau care nu vor, dar de obicei nu vor că se facă nu înțeleg, atunci urmează amenze. Legea prevede lucrul ăsta, eu nu mi-am propus să fiu cel mai gingaș. În aceeași conferință de presă, Pintilie a anunțat că urmează să fie făcute verificări și cu privire la modul de colectare selectivă a gunoiului menajer. Mai exact, peste câteva săptămâni de zile, muncitorii primăriei vor verifica pubelele cu gunoaie înainte să fie preluate de operator, iar acolo unde nu sunt respectate regulile, vor fi puse etichete pentru ca ele să nu fie ridicate. În momentul de față, programul de colectare pentru gunoiul menajer a fost separat de cel pentru ridicarea deșeurilor selective. Între ele. În perioada următoare, referitor la acest subiect cu gunoiul menajer, vă pot informa că după ce această schimbare se așează, se sedimentează și lumea este obișnuită cu noul grafic, vom avea împreună cu salariații de la primărie o acțiune prin care vom merge în fața mașinii de gunoi. Mergând în fața mașinii de gunoi, salariații de la primărie vor verifica dacă gunoiul este separat în așa fel încât partea de selectiv, adică plastic, carton, metal și sticlă, nu este amestecată cu gunoiul menajer. Dacă
selectarea mea este făcută corespunzătoare, atunci se va lipi o etichetă pe containerul respectiv și se spune nu se ridică. Menționăm că este pentru a treia oară în ultimele luni de zile când primarul municipiului îi amenință pe pășcăneni în mod direct. În recentele conferințe de presă, el a mai spus că urmează să fie făcute controle acasă la gospodari pentru a verifica dacă sunt sterilizați și microcipați câinii, iar cei fără stăpâni urmează să fie eutanasiați. Scandal între primărie și operatorul local de transport public privind decontarea abonamentelor pentru elevii care beneficiază de gratuitate. Deși este vorba despre sume mici, reprezentanții administrației locale susțin că nu le pot deconta, deoarece nu ar avea suport legal. În cadrul unei conferințe de presă, primarul și administratorul public au explicat că în toamna anului trecut a fost modificată legislația privind educația, dar încă nu ar fi fost publicate normele de aplicare. Ei au criticat conducerea operatorului de transport că a emis abonamente și facturi pentru ultimele luni de zile, chiar și în perioada când elevii au învățat online. Comunicarea în ultima vreme pe hârtie cu domnul Ursu de la Ecosef, cu care n-am o, așa să zicem, o, nu rezonez foarte bine, din păcate, este că ne tot trimit facturile la serviciul de transport pentru elevi și noi tot îi răspundem că nu sunt penalități, da, și ne trimit și penalități, adică există un pic de ostilitate, așa văd din partea celor de la Ecoserv, la care eu nu reacționez deocamdată, pentru că tot încerc să fiu împăciuitor și să fiu constructiv și să spun hai să vedem cum rezolvăm lucrurile, hai să ne punem la masă să discutăm, să dispară asperitățile dintre noi. Dar asta este. Deocamdată lucrăm cu cealaltă. Nu avem norme metodologice ca să decontăm aceste lucruri. Există o lege care spune într-un fel, dar nu este aplicată. Legea există? Nu și până acum cum s-a până acum a fost o lege care a fost abrogată, da? Printr-o altă lege care completa legea educației. Din păcate, această lege a educației care spune că abonamentul se pentru elevi se contează proporție de 100% de către autoritatea publică locală, până acum era 50% de autoritate, 50% de către școli care își luau bani de la inspectorat, nu are norme de aplicare. Atât timp cât legea nu are norme de aplicare, nu poate fi aplicat. Anul trecut cum a fost? A fost până în noiembrie, a fost 50-50. 50%. Era o altă lege care spunea că se, până în noiembrie, până pe 5 noiembrie. Nu, până noi am plătit abonament. De cealaltă parte, Leonard Ursu, directorul societății CLP Ecoserv SRL, susține că abonamentele au fost emise conform prevederilor legale și că elevii beneficiază de gratuitate pe tot parcursul anului, nu doar în perioada cursurilor, ci și pentru activitățile educaționale extrașcolare. Societatea, în baza contractului de delegare în ceea ce privește transportul public local, are obligația în baza legii 1/2011 și anume legea învățământului să transporte elevii pe raza UAT Pașcan cu titlu gratuit. Asta pentru a înțelege cetățenii municipiului Pașcan. Și mai mult decât atât, pe întreg anul calendaristic. Deci nu există în legea educației naționale, în legea 1, nu există o altă prevedere care să precizeze că doar pe timpul anului școlar. Ori e important de precizat și vreau să se înțeleagă că așa funcționează în toată țara, iar Pașcaniu nu poate face notă sau discordanță în ceea ce privește această prevedere legală și ea trebuie respectată întocmai. E o obligație legală în sprijinul tinerilor, pentru tineri, dacă vreți, exact ca și alocația. E un beneficiu pe care trebuie să-l aibă pe întregul de parcursul anului și am să și motivez. Spre exemplu, tinerii trebuie să beneficieze de gratuitate, chiar și în perioada vacanțelor. Ei pot merge la bibliotecă, pot avea activități culturale, sportive, și atunci trebuie să beneficieze de aceste facilități, practic de facilitatea oferită de legea 1.
Deocamdată, primăria are de achitat factura pentru luna noiembrie în valoare de 24.000 de lei pentru 185 de abonamente. Documentul a fost refuzat la plată de administrația locală, iar operatorul de transport a calculat și facturat penalități. Pentru luna decembrie 2020 și ianuarie 2021 nu au fost emise facturi, spune directorul societății. Care ar fi problema în ceea ce ne privește în domeniul facturării? Am facturat către UAT Paștani începând cu data preluării acestui serviciu și bineînțeles am încasat sumele de bani până în data de 4-a 11-a. După 4-a 11-a, ele au fost refuzate la plată și bineînțeles retrimise către societatea noastră. Ori știm sau conform codului fiscal noi nu putem factura retroactiv când o să aibă primăria bani. Problema abonamentelor pentru elevi ar trebui clarificată până pe 8 februarie, când elevii se întorc la școală. Reprezentanții primăriei nu au făcut precizări în acest sens, dar în alte localități, cum ar fi de exemplu în municipiile Iași și Bacău, primăriile achită de la bugetul local abonamentele pentru elevi, chiar dacă legea a fost modificată, fără ca normele de aplicare să fie publicate. Relocarea activității Școlii Generale Iordache Cantacuzino din actuala locație în cea a Școlii Ion Creangă ridică o serie de probleme pe care autoritățile locale încearcă să le anticipeze și să le rezolve. Una dintre ele este aglomerația rutieră din zona respectivă, mai ales la începutul orelor de curs. Cum elevii vor fi nevoiți să ajungă la capătul orașului, nu în centru cum era până acum, majoritatea părinților își vor duce copiii la școală cu mașina. Din acest motiv, viceprimarul municipiului a solicitat poliției locale ca imediat după reluarea cursurilor la școală, începând cu 8 februarie, în cartierul Fântânele să fie patrule de poliție de la circulație pentru fluidizarea traficului. Deja domnul viceprimar s-a ocupat de subiectul ăsta și a avut o discuție cu cei de la poliția locală, din ce am înțeles, și la poliția națională s-a transmis subiectul. Au în vedere să trimită poliția dimineață, locală. Exact, dimineață. Între 7 și 8, poliția națională patrulă în jurul prânzului, 11:30-12:30, se va vedea cum va fi stabilit programul de ore. Și dacă va fi necesar, vom face tot posibilul să asigurăm și seara. De asemenea, primarul municipiului a spus că se caută o soluție pentru ca mașinile care vin la școală să intre în curte pe o stradă și să iese pe o alta. În acest sens, urmează să fie amenajată o poartă de ieșire pe strada care face legătura cu zona unde urmează să fie amenajat cimitirul municipal. Și o să încercăm să facem o ieșire separată din curtea școlii. În sensul că se intră pe poarta principală care este acum, poți lăsa copilul și faci dreapta imediat și să ieși în bucățica de drum din Grigore Urechi, se cheamă, parcă nu? Da. Da, sper să găsim o variantă. Imaginați-vă că pe acolo ar trebui să fie intrarea către viitorul cimitir. Așa că dacă este depus, de dat, eu știu, de făcut o poartă acolo, nu cred că este o chestie extraordinară care depășește capacitatea noastră, să facem o poartă în așa fel încât să nu se întâlnească față în față mașini care vor să intre sau care vor să iese. În momentul de față se fac lucrări de amenajare la școala Ion Creangă pentru ca o parte din elevii școlii Iordache Cantacuzino să fie mutați în sălile de clasă. Da, săptămâna trecută, vineri, în urma solicitării doamnei director, m-am deplasat la școala din Fântânele, la școala numărul 2, în Creangă, unde împreună cu dumneavoastră și încă o persoană am stabilit o serie de activități ce urma să înceapă de luni, pentru a reuși să votăm în bune condiții elevii de la școala numărul 3 la școala 2. În acest sens, luni, împreună cu lucrătorii de la sectorul spații verzi și cei de la gospodărie comunală, am început să amenajăm locul
cât de cât, adică să facem o curățenie generală, atât la exterior, unde sunt spațiile verzi și acea tentativă de teren de fotbal, cât și la interior, unde reparațiile sunt făcute de către o firmă pe care doamna director a contactat-o și a stabilit ce anume dorește. Încă de sâmbătă firma respectivă a ajuns în locație la școala 2, a foliat tot absolut ce nu trebuia văruit și vopsit și a desfășurat activitatea până astăzi, a terminat aproape toate sălile de clasă, inclusiv birourile, cancelaria și sperăm ca luni sau marți locația să fie dată la cheie, adică a reparat tot, vopsit, zugrăvit, tot absolut și curățenie făcută. S-a mutat și mobilierul de la școala 2 în sala de sport a școlii 3, după care s-a dus mobilierul de la școala 3 la școala 2, deci am avut ceva activitate. De precizat este faptul că în prezent sunt 736 de elevi, 49 de cadre didactice și personal administrativ, care își desfășoară activitatea în 29 de clase. Ordinul de începere a lucrărilor pentru reabilitarea școlii Iordache Cantacuzino din Pașcani a fost semnat în toamna anului 2019. Investiția are o valoare de circa 3,9 milioane de lei și prevede anveloparea clădirii, schimbarea tâmplăriei și acoperișului și a rețelelor de utilități, dar și amenajarea căilor de acces, precum și a terenului din împrejurimi. Alocațiile vor intra majorate cu 20% în luna februarie, a anunțat ministrul muncii Raluca Turcan. Aceasta a precizat că urmează să se stabilească dacă se va menține și a doua tranșă de 20%, mărire care ar putea avea loc în luna iulie sau august, precizează într-un articol Digi24. Alocațiile vor intra de la 1 februarie, adică de săptămâna viitoare, majorate cu 20%. Pentru calendarul de majorare a alocațiilor, avem o lege în Parlament și vom vedea în Parlament dacă se menține și a doua tranșă de 20%, a declarat ministrul muncii. Alocația pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani ar urma să ajungă la 214 lei pe lună, iar micuții până în 2 ani vor primi 427 de lei lunar. De precizat este faptul că în prezent alocațiile au valoarea de 369 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani și 185 de lei pentru cei care au o vârstă de până la 18 ani. Primăria municipiului Pașcani propune spre dezbatere publică un proiect de hotărâre ce prevede modificarea regulamentului de transport public local. În noua variantă este vorba despre posibilitatea modificării traseelor, adăugarea sau scoaterea unor stații de pe trasee, precum și modificarea orarului de transport prin dispoziția primarului. Până în prezent, aceste aspecte puteau fi modificate doar prin aprobarea Consiliului Local. Prin această schimbare, numărul de curse va putea fi suplimentat sau redus în funcție de necesitate. Un exemplu în acest sens este perioada în care elevii nu mai fac naveta, fie în timpul vacanței sau când sunt cursurile online, iar autobuzele circulau cu foarte puțini călători sau chiar deloc. Primăria municipiului Pașcani a propus spre dezbatere publică un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local al municipiului Pașcani numărul 216 din 30 octombrie 2019. Proiectul de hotărâre se referă la modificarea regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin adăugarea la articolul 21 a literei G, care specifică faptul că în perioadele de stare de urgență și stare de alertă stabilite de către autoritățile statului, modificarea traseelor, adăugarea sau scoaterea unei stații de pe trasee, precum și modificarea orarului de transport, se va face prin dispoziția primarului municipiului Pașcani la solicitarea operatorului. În condiții normale, adică atunci când nu avem instituit o stare de urgență sau alertă, modificările menționate se pot face doar prin hotărâre de Consiliul Local.
De precizat este faptul că persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ la sediul municipiului Pașcani, compartimentul consiliere, informare și relații cu societatea civilă, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail office@primariapascani.ro până pe data de 10 februarie 2021. În următoarele zile, creștinii ortodoxi și români au două mari sărbători. Sâmbătă, 30 ianuarie, este ziua sfinților trei ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur. Cei trei ierarhi, considerați ca fiind cei mai mari învățători și pastori din istoria creștinătății și modele de viață duhovnicească, sunt sărbătoriți cu mare fast în lăcașurile creștine din întreaga lume. Și printre cei care au fost ca niște adevărați luminători, chiar numiți luceferi ai bisericii, care au luminat, care au convins, care au adunat din nou turma lui Hristos împreună, au fost cei trei mari erarhi ai bisericii, al veacului de aur al bisericii, un veac care l-a numit de aur datorită multelor frământări care au apărut în biserică, multelor lupte, dar din care a ieșit la iveală adevărul și prin care s-a putut păstra dreptarul credinței creștine în lumea aceasta. Au fost acești trei mari luceferi, cum am spus, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul sau Sfântul Grigorie Dialogul. La sate se obișnuiește ca în această zi de sărbătoare închinată celor trei sfinți să se facă praznice de pomenirea morților din familiile credincioșilor, iar fetele tinere se roagă și țin post pentru a avea o căsnicie fericită. Tot tradiția populară mai spune că cine va lucra în această zi nu-i va merge bine în ale casei și poate să orbească. Următoarea sărbătoare este pe 2 februarie, întâmpinarea Domnului. După 40 de zile de la nașterea sa, pruncul sfânt a fost dus la templul Ierusalimului, centrul vieții religioase a națiunii. 40 de zile după naștere, Fiul lui Dumnezeu este adus la templul legii ca să fie închinat după tradiția iudaică, după tradiția și după legea Vechiului Testament. Numai că această închinare a Fiului lui Dumnezeu a fost cu totul și cu totul deosebită. Pentru că atunci, când Sfânta Fecioară Maria l-a adus la templul pentru închinare pe Fiul Fecioarei și Fiul lui Dumnezeu, întâmpinat fiind de dreptul Simeon, a avut loc tot o intervenție divină. Sărbătoarea întâmpinării Domnului este una din cele mai vechi sărbători religioase creștine. În ciuda originilor sale antice, această sărbătoare nu a fost prăznuită atât de fastos decât din secolul al VI-lea. Legislativul pășcănean și-a stabilit reprezentanții în conducerile instituțiilor din subordine. Consilierii sau alți reprezentanți ai partidelor reprezentate au fost desemnați prin vot secret în ședința din 26 ianuarie. În Consiliul de Administrație de la Spitalul de Urgențe din Pașcani au intrat directorul economic al primăriei, Angelica Labonțu, la propunerea consilierilor PSD și medicul internist Iulian Arățoi, susținută de cei de la PNL
și Pro-România. La Casa Municipală de Cultură, în Consiliul de Administrație, au fost numiți consilierii Monica Pleșcan și Petronica Constantinescu de la PNL și Vasile Haldan de la PSD, precum și directorul instituției Daniela Calistru și Cristian Covrig. În Consiliul de Administrație al Bibliotecii Municipale a fost trimis instructorul de șah Vasile Niță de la PNL, iar la creșă consilierii Liliana Perțu de la PSD și Mihaela Spiridon de la PNL, alături de Maria Timofte, medic la Spitalul de Urgențe din Pașcani. De asemenea, din conducerea Clubului Sportiv Municipal Pașcani fac parte consilierii Mihai Dediu și Ionuț Prodan de la PSD, în timp ce liberalii i-au numit pe Cătălin Conache, Mihai Vârlan și Andrei Râznic. În aceeași ședință a fost stabilită și reprezentare în Comisia de Circulație. Viceprimarul Cristian Rățoi, în calitate de președinte, și consilierii locali Cătălin Conache, Dumitru Pantazi și Mihai Dediu. La Comisia pentru Repartizarea Locuințelor ANL au fost desemnați consilierii Dan Zăgan, Monica Pleșcan, Liliana Perțu și Gabriela Nedelcu, iar la Comisia pentru Repartizarea Loturilor de Teren pentru Tinerii Căsătoriți, Bogdan Agafiței, Costel Stamatin, Ciprian Pintilie și Prodan Ionuț. Menționăm că au fost făcute modificări și în comisiile de specialitate. Consilierul Gabriela Nedelcu a renunțat la Comisia de Administrație pentru a ocupa postul lăsat vacant de consilierul Vasile Haldan la Comisia de Educație și Sănătate. Prima competiție de profil din acest an a adus 7 medalii pentru clubul K1 Vikings Gym din municipiul Pașcani. Sportivii au obținut 4 medalii de aur și 3 de argint la Cupa României de autoapărare, ce s-a desfășurat la Brașov sâmbătă 23 ianuarie. Sub coordonarea antrenorului Răzvan Hurjui, concurenții pășcăneni au reușit să își învingă adversarii și să se claseze pe podium. Pe 23 ianuarie am fost prezenți la Cupa României de autoapărare, ce a avut loc la Brașov, o competiție foarte puternică la care au luat parte cluburi importate din țară. Pentru această competiție am ales să deplasăm 7 sportivi, cu toate că aceștia nu aveau o vastă experiență, au reușit să obțină 4 locuri întâi și 3 locuri doi, demonstrând pe parcursul meciurilor că sunt sportivi de mare viitor, ce vor fi nelipsiți de pe podiumurile competițiilor naționale de kickboxing. Cei 7 câștigători au vârste cuprinse între 6 și 17 ani și își doresc să evolueze cât mai mult în acest sport. Au făcut performanță chiar dacă se antrenează de puțin timp și sunt mândri de rezultatele obținute. Numele meu este Ianis Dascălu. Am participat la o competiție de la Brașov. Din fericire am învins adversarul și am luat locul 1. Un pic. Mă numesc Costescu Roman Dorin. Am fost la competiția din Brașov. Din păcate n-am putut să obțin locul întâi, dar am dat tot ce am putut ca să fac asta. Și de cât timp te pregătești acest grup? Cam de 8 luni. Sunt Ștefan Educanu, m-am bucurat că am avut pe adversarul meu. Mă numesc Ștefan Ădășanu, mă bucur că am participat la competiția de la Brașov și am plecat cu o experiență foarte mare de acolo și sper de acum înainte să am cât mai multe locuri 1. Mă numesc Mario Acatincăi, în cadrul competiției de la Brașov am reușit să obțin locul 2. Vreau să mulțumesc antrenorului meu pentru că m-a sprijinit tot timpul și cu siguranță o va face în continuare. A fost o experiență unică și pe viitor sunt convins că acest club, K1 Vikings din Pașcani, va deveni o fabrică industrială de campioni. Cipăvanul Denis Mario, am 17 ani și în cadrul competiției de la Brașov de pe 23 ianuarie am reușit să iau locul întâi. Vreau să-i mulțumesc cu ocazia asta antrenorului meu pentru sprijinul acordat și organizatorului pentru invitația primită. Menționăm că Vikings Gym Pașcani a fost inaugurat pe 26 octombrie 2019 în prezența câtorva dintre cei mai buni sportivi din țară la categoriile lor. În momentul de față, la sală se antrenează 60 de copii și 25 de femei. Vârsta minimă pentru înscrieri este de 5 ani, iar pentru adulți nu există limită.
Vineri, maximele zilei nu trec de 3-4 grade în cea mai mare parte a țării, iar noaptea aduce valori ușor pozitive doar prin Banat și sudul Crișanei, în timp ce prin Oltenia, Muntenia, Transilvania, restul Crișanei și Maramureș ne oprim la -2-4 grade. Mult mai rece va fi în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, unde mercurul din termometre coboară spre -6-7 grade. Sunt anunțate și precipitații importante cantitativ doar în unele zone ale țării. Sâmbătă aduce un nou proces de încălzire, care va duce maximele zilei la valori de 18 grade în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor continua. Duminică va fi ziua extremelor cu temperaturi ce vor varia între circa 8 grade și -1 grad. În județul Iași, acest weekend aduce un început cu valori mai ridicate, între 5-8 grade pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă, iar sfârșitul, mai exact duminică, va fi rece, cu valori diurne de cel mult 1 grad. În aceste zile sunt așteptate și precipitații. We'll be right back.